Fotbaliștii de la Dunărea Giurgiu au ca obiectiv clasarea pe o poziție cât mai bună în clasament, însă nici nu exclude eventualitatea câștigării campionatului și participării la barajul de promovare. Cert este că reprezentanții clubului intenționează să constituie un lot cât mai valoros. Noi încercăm să conturăm un lot de sportivi cu care, în momentul în care vom ajunge să câștigăm campionatul județean și să mergem la un baraj, să fim aproape siguri că vom promova. Nu doar de dragul de a merge și a veni de acolo cu un bilanț de 9-1, cum s-a întâmplat în acest an și așa mai departe. Încă o dată repet, nu este obiectiv stabilit sau nu se întâmplă absolut nimic dacă noi la sfârșitul campionatului nu vom promova în Liga 3-a. Ne dorim, facem tot ceea ce ne stă în putință să realizăm acest lucru, dar nu este o tragedie dacă nu se întâmplă. În etapa trecută, Dunărea Giurgiu a remizat în deplasare 0-0 pe terenul celor de la Arsenal Malu. Rezultatul este considerat unul bun, având în vedere că mălurenii sunt campioni antitr.